Administrația publică din municipiul Deva pregătește o surpriză plăcută pentru locuitorii reședinței de județ, dar și pentru cei care, în perioada următoare, cea a Sfintelor Sărbători de iarnă, vor vizita urbea de la poalele cetății. Astfel, deși inițial se anunțase că nu se va putea monta un patinoar artificial în această perioadă, din motive pandemice, iată că odată cu scăderea ratei de infectare cu COVID-19, acest lucru va fi posibil din zilele viitoare. Undeva în jurul datei de 20-22, cel târziu decembrie, vom avea un patinoar foarte frumos în municipiul Deva, în Parcul Mare de la Cetate. Vă vom ține la curent cu datele referitoare la patinoarul artificial din Parcul de la Poalele Cetății în edițiile viitoare ale jurnalului de știri de pe 1 TV Deva, atât în ceea ce privește orarul de funcționare, cât și tarifele practicate, precum și facilitățile acordate de administrația publică locală din municipiul de reședință al județului Hunedoara pentru folosirea acestui loc de agrement.